Aduce, dând drumul la partea cea mai veselă a programului de astăzi. Până acum a fost foarte, foarte serioși, meticuloși. Am încercat chiar și ceea ce interzicea un mare literat. Spunea literatul, a analiza o poezie, a diseca o poezie, înseamnă a introduce un om viu într-un sicriu. N-avea dreptate? Avea. Poezia îți place sau nu îți place? Și am văzut din ce ne-a povestit domnul Dorin Francu, din ce ne-a citit, poezia este frumoasă când o auzi și când o citești. Mai putea fi chiar singur. Cred că e mult mai bine. Dar se poate și în împrejurări când suntem mai mulți. Prin urmare, Festivalul Național de Creație Vrancea Literară, aflat la a patra ediție, nesprijinit de nicio autoritate politică sau culturală din Vrancea, susținut de mine cu toată inima, cu toată organizarea, ba chiar și cu unele cheltuieli, nu mai repet celebra glumă, să nu mă audă nevastă mea, cheltuieli din pensie. Văd că a suportat-o, o suportă bine. Norocul meu că, iată, am găsit un om aici, la Panciu, care iubește cuvântul scris și ne-a ajutat cu locația, cu protocolul, lucru care ar fi adăugat prea mult, două, trei pensii de ale mele, chiar că mă dădea afară. La unele secțiuni, mai ales la secțiunea poezie, am avut bucuria de a avea peste 100 de volume venite din toată țara. Și în această situație, chiar dacă pe unii supără, chiar dacă unii vor face ironii, am fost pur și simplu obligați, cei din juriu, să acordăm mai multe premii, 2 și 3. Am făcut rău, am făcut bine, istoria literară ne va spune peste 10 ani. De obicei, cărțile premiate sunt cele din anul anterior. De data aceasta am înființat și o rubricație nouă, să zicem, o secțiune nouă, Cartea Anului în curs. Prin urmare, Cartea Anului 2015, la nivel național, în aprecierea juriului de la acest festival, este un roman de excepție al lui Cristian Fulaș, numit Fâșii de Rușine. Din păcate, domnul nu este, eu n-am mai sunat pe nimeni personal, am dat pe internet, am dat prin fel de fel de organizații, cine a aflat, a venit, e bine. Cine nu, ori voi ajunge eu în zonele respective, ori voi trimite prin poștă. Trecem însă la capitolul cel mai important, poezia, unde avem foarte multe premii. Un premiu special al jurului a primit Mariana Pândaru de la Deva. Probabil știe lumea despre cine e vorba. Redactorul șef de la Ardealul Literar. Soția unui mare poet care a murit de mult, dar care acolo creează, într-adevăr, cultură. Mă refer la Mariana Pândaru. Nu este nici ea. În schimb, avem bucuria să lăsăm premiul 1 la poezie aici,
la Panciu. Vinovatul este Virgil Ursu Munceleanu pentru volumul Era Secret. Să-l aplaud. Cei care sunt premiați să vină la masă, nu sunt prea mult. Să fie conștient, să urmeze cealaltele. Așa că premiantul vrea, dacă premiantul vrea să spună câteva cuvinte, orice premiant poate, e liber. Da, ce pot să spun că cred că într-o lume a zilei mult prea grăbită orice cuvânt pe care l-aș spune. În plus, față de un sincer mulțumesc tuturor, ar fi deprisos. Mulțumesc mult! Premiul 2, o persoană care lipsește de la roman, Mircea Bostan. Mi-a zis cineva? A, da, nu, eu dau eu premiul când ajung la Bacău. Dar iată și un premiu 2 venit pentru o persoană din Botoșani, dar care de fapt este de la Mănăstioara. Este vorba despre Nina Viciriu, premiul 2 la poezie. Două cuvinte, dacă vreți. Multe salutări de pe planurile lui Eminescu. Doamne ajută! Trebuie să-mi amintiți, poate uit să vă dau premiu. Și la 70 de ani ai mei, e scuzabil. Mă întorc cu premiile acasă. E bine, da, e în avantaj. Un alt premiu 2, o doamnă, o poetă foarte bună, după cum îmi spunea și domnul Marafet și a constatat și jurul, Cornelia Ionescu Ciurmelea, premiul 2. Te rog să-i dai. Da. Da. Și cărțile. Au mai luat premiul 2, Victoria Milescu, am stabilit la București, îi dau eu la București când ajung, Ioan Vasiu Timișoara, ca să vedeți ce cuprindere are acest festival, a ajuns, arealul, da, foarte lărgit, a ajuns și în Canada și, da, vă voi spune la momentul respectiv, din Canada, un prieten, un cetățean care este de parte prin locurile noastre. Cine a știut? Îl dai că merge acolo. Nu, invit acolo. Premiul 3, domnul Mihai Vintilă de la Brăila. Este aici, la mână. Acum nu mai pe premiu. Nu. Doamne ajută. Ca orice femeie ne pupăm. Premiul 3, Maria Cernegura, București. Nu este. Premiul 3, Geta Stampala de Piatra Neamț. Nu este? Se acord, am uitat să vă spun că din acest an am instituit două premii cu numele unor mari poeți vrânceni. Unul este Dumitru Pricop și unul Ion Panait. Prieteni de-ai mei întotdeauna și probabil de acolo, de sus, mi-au dat o idee despre acest premiu care va purta numele lor. Premiul Ion Panait, Ion Moraru, Onești cu vânzătorul de iluzii. Am să vă rog să-i le dați. Dar de ce nu puteți veni? Eu tare, nu știu la ce vedeam. Am venit de la Mărășescu. N-am venit, da. Premiul Dumitru Pricop, scriitorului Mihaela Aionesi din Târgu Secuiesc. Doamna a venit. Ne bucurăm că a putut să ajungă. Efortul este al
doamnei, dar și al soțului. Vă mulțumesc din tot sufletul și vreau să spun două cuvinte. Sunt extrem de onorată de acest premiu. Mă bucur că se dă acest premiu și începând cu acest an, așa am înțeles, s-a instituit acest premiu, pentru că pentru noi, generația tânără, chiar este important să ne cunoaștem poeții. Eu cel puțin n-am știut de acest poet. Am murit în 2007 când m-am apucat eu de scris, așa, și am fost foarte impresionată, foarte impresionată de felul cum scrie, pentru că, într-adevăr, are o poezie cu o metaforă foarte frumoasă și care transmite și cred că ar fi foarte bine să găsiți o modalitate de a-l promova mult mai mult. Eu, spre exemplu, îmi doresc o carte și vreau să întreb eu unde poate găsesc eu și vă dau. Da. Ținem legătură. Eu am căutat pe net și, din păcate, nu sunt nici poezii, nici... Eu sunt foarte au apărut foarte multe... El are o situație specială, culmea. Alții nu prea au o situație asta să fie promovați. Are un verișor care se numește Costi Găneagu și care este doctor în filologie, dar nu asta contează. Face atât de mult pentru verișorul lui, dar și pentru alți scriitori dispăruți. Iar casa memorială spuneți și se va cumpăra și o casă memorială. Deci mai aproape când o să veniți de casa memorială. Da? Discutăm la telefon și să fiți fericită. Să vă dea Dumnezeu sănătate și putere de creație. Mulțumesc! Locuiește aici, în Focșan, și a venit să mă susțin. Serios? Da, bravo, bravo. Și am fost colegi de liceu cu soția. Dar unde colegi de liceu? La Bacău, la PTTR și mă bucur că am mai mulți reprezentanți de la Bacău aici. Da, chiar, atrage domnul profesor Codrescu chiar a fost la câteva lansări de ale mele la Bacău, da. Păi văd că sunt lansări și pe la Brașov aveți, nu? Dar m-am uitat și eu pe internet. Da, da, da. Încerc, pe unde pot. Mulțumesc mult de cum v-am spus, la poezie am mai multe secțiuni. Poezia cu formă fixă, spre exemplu. La alte festivaluri nu se face împărțirea asta. Poezie religioasă, poezie cu formă fixă. Eu am fost nevoit, dar nu cred că am greșit, pentru că nu prea pot să amestec. E tot poezie, sigur, dar poezia cu formă fixă e una, poezie religioasă e alta. Dacă am greșit, tot istoria literară va acuza. Deci, poezia cu formă fixă are anul acesta un premiat special al jurului, în persoana domnului Petrache Plopeanu, cu sonete cu fete morgane. Un titlu foarte interesant, dar conținutul este deosebit. Mi-a plăcut la prima vedere. Dragoste la prima vedere în ceea ce privește cartea domnului. Dacă vreți să spuneți două cuvinte sau... Vreau să citesc unul dintre sonete. Frumos. Cartea este o carte de sonete de dragoste. Dar e un sonet aici care în care este vorba de o altă de dragoste. Dragoste de poezie și de poeți, poate. O să trageți dumneavoastră concluzie. E sonetul 2. În zorul lumii se încalică pe gași. Poemul se atinge cu toporul. Siliți să spună, noi fețe de pungași, poieților li se va duce dor. Deși mai scurți, cu câte o mirare, cu minți s-or cuibări în interstiții, și versurile lor fi vor mai rare, și scrisul lor n-o să mai strice biții. S-o încinge atunci suprema goliciune, cântată de manele și de dive, și ori ofta și ori striga de dune, zădărnicii, poete maladivi. Și s-a născut mutantă era asta și a căzut în poezii năpasta. Și un premiu 1 pentru domnul Gheorghe Sucovărschi pentru Cafeneaua Rondelelor. La fel, o rondelelor, da.
are rondeluri de o mare finețe. În general, poezia lui este delicată. Îl felicit și îi mărez diploma, să dea cu Dumnezeu să vă dea. Mulțumesc, Iurile, și tuturor pentru acest premiu. Este primul premiu pentru Catena Rondelului. Vă mulțumesc. Doamne! La epigramă, iar avem poezie frumoasă, iar avem creatori și din Vrancea, chiar dacă nu stau în Vrancea. Premiul 1 la epigramă, Lea Vasile Largo din Iași, cu volumul de Sculți pe Miriște. Este un mare epigram al Iașului, de altfel și Bacău îl are în vedere. Nu vine. Nu vine, Codin. A fost la Brăila seara. Deci a fost la Brăila, la un festival, da? Și premiul 2, tot la epigramă, Lea Ioan Zaharia din Iași, cu volumul Sub tensiunea echilibrului, este aici. Dar domnul Zaharia este, de fapt, din Mărășești. Viața l-a dus la Iași. Vă rog. Felicitări. Și premiu. O să încep cu ceva despre pașă în exil. Doamnă Rogoz, mărturisesc, sedus de zâmbet și de stil, că e prima oară când pășesc cu bucurie în exil. La emisiunea dumneavoastră, câteva epigrame, durează cel mult 2 minute. Vă rog. Dacă vă rădați, dacă aveți răbdare. Sunteți invitați. Cadou de ziua soacrei. Cert, discuție nu în cap. Te știam parol, vă jur, o să-și dea cu el în cap, îi luam ceva mai dur. Traian Băsescu a promis, a avut loc alegeri prezidențiale, la care participați foarte bine și Luhani și Ponta și Tata Udrea, că va dezbrăca candidații la președinție. El de la luptă nu se abate, țintește sus, la înalta sferă, dar dacă e pe dezbrăcate, e clar la cine se referă. oftalmologică. Aveai ochi ca de scânteie, ochi căprui, lucini ca aștri. Mi-ai făcut ochi dulci, femeie, iar bărbatul tău albaștri. Pe când făceau studentele arbată, și cu asta nu vreau să mă plictisesc, la o instrucție m-am dus și am fost plăcut impresionat când prompt, la ordinul culcat, s-au aruncat cu fața în sus. Premiul special la poezia religioasă, domnul Mircea Constantin Jurelin, din Bacău, merită cugetare, volumul. El dă cineva, îl cunoașteți? Da, pot să-i dau un scăzut și anul. Nu mai am făcut nici împărtășit. E pachet. Da. Și trecem acum la proză. Roman. I-am împărțit pe felie, numai eu mă descurc în dezordinea mea. Premiul special al jurului, fostul redactor șef de la Suceava, la Bucovina Literară, toată lumea știe, poate, Constantin Arcu, pentru romanul Măștile Exilului. Înțeleg că nu mai este la Suceava, e pe la București. Știe cineva? Nu. A spus totul. Deci premiul special, domnul Arcu. Premiul 1, o ieșeancă, o știe până este toată lumea, Carmelia Leonte, pentru romanul Văzătorul. Este cineva de la Iași? Nu. Tot eu ajung. Premiul 2 la roman, Constantin Teciu Botaru, din Roșiorii de Vede. Dar știu, cine știe, este la filiala noastră, la Uniunea Scriitorilor, la Bacău. Știe cineva? Tot eu știu. Bun.
Premiul 2. Pentru romanul Mâna Destinului, Olguța Luncașu Trifan din Iași. Aici am aflat că este polițistă în Iași și am văzut pe internet că a publicat încă două cărți. Deci este... și eu am găsit-o într-o revistă cu un articol despre cărțile care nu se găsesc la chioșcurile, la librăriile noastre. Un articol foarte interesant. Am crezut în primă instanță că e profesoară și ea se plânge de inexistența cărților. De unde? Polițistă... De frontieră. Nu. Nu e poliție, vă spun eu. De frontieră? Absolut. Dar că am înțeles, dar poliția din Iași la alte... Da. Bun, dacă e de frontieră, e mult mai bine. În partea aia, nu? Putem să nu trecem mai bine. Da. A scris-o prefața la primă dată. Da? Premiul 3, domnul Emil Simion, din Suceava, furtună în liniștea gândului. Nu este aici. Sigur că sunt distanțe foarte mari. A fost cum ca să vină doamna de la Deva, domnul de la Suceava. E greu. E foarte greu, așa că găsesc o posibilitate. Și în sfârșit, un premiu nou înființat, la roman, premiul lui Iuliu Zamirescu, dar domnul Dumitru Dănăilă, cu romanul Umbra în uniform. Da. A venit în uniform. Da. Bine ați venit. Cărțile. Doamne. Cărțile să nu uite. Mă mai duc cu bagajele. Două vorbe se poate. Vă rog. Orice premiat are... Am citit pe internet lista cu premianții și mi-am zis ce de premii, măi, Culiță. Pe toate le-a dat Culiță. Noi frumos îi mulțumim și la anul iar venim. Da, frumos. Proze scurtă. Premiul 1, Florentina Loredana Dalian, cu volumul a 11-a poruncă, din Slobozia. E departe de Slobozia. Premiul 2, la o persoană foarte cunoscută în Franța, foarte aproape de noi, o cunoaște toată lumea, domnului Ionel Moni Constantin, cu Întâmplări din vremea Nobiluției. Două cuvinte. Și cărți. Aș vrea să spun câteva lucruri care pentru mine sunt foarte importante. Unul dintre acestea este expresia recunoștinței mele pentru câțiva oameni care crezând în mine și nu numai și începând să mă scoată din cum se cheamă? Din anonimat. Nu, e vorba de anonimat. Nu, din letargie. Letargie. Faptul că nu scrieai. Și unul dintre aceste persoane este domnul de lângă mine, de care mă leagă o prietenie de peste 30 de ani și care, de nu știu câte ori, la fel ca încă vă câțiva dintre care unul îi exprim un regret întotdeauna, domnul Cornel Fotea a trecut în lumea marilor dispăruți, m-au îndemnat, ca și Dumitru Pricop, de ce stai, de ce scrii pentru tine, de ce nu încerci să te exprimi. Și am încercat și puțin am reușit. Fă că ți-a mers. Încă ceva, da. Un al doilea lucru care pentru mine a fost foarte important, a fost legat de ce am scris acolo. Sunt povestiri. Sunt întâmplări care se petrec în lumea, în vremea Nobiluției. Și cu aceasta explic și termenul în sine. Ca și alți câțiva, dintre care, dacă nu greșesc, cuvântul a fost impus de domnul, regretatul domnul Luca Pițu, Nobiluție, și cred că nu greșesc, acolo, da, și, dar nu de acolo l-am preluat, ci întâmplător s-a legat de ceea ce gândeam eu. Nu a fost nici revoluție, nici loviluții. A fost ceva care a existat pentru fiecare.
Cei care îmi veți face onoarea să citiți odată volumul meu, o să vedeți, este revoluția uneori a unei fantasme, uneori a unui om implicat în lucruri mărunte. Ca să dau un simplu exemplu, o povestire se referă la doi indivizi care au stat, și asta pornește la faptul real, cu bâta în mână, păzind stâlpii de înaltă tensiune de lângă Focșani, ca nu cumva teroriștii să-i arunce în aer. Vă dați seama, doi oameni cu bâta în mână și trăiesc o spaimă teribilă, pentru că unul din ei era claustrofob. Și se temea de întuneric. Asta e una dintre povestii și se pot exemplifica și altele. A treilea lucru de care vreau să spun este faptul că pentru mine am însemnat și o rupere, proza. Eu am scris și încă scriu de multă vreme poezie. Mă concurez cu domnul Sucoverschi în cadrul cenatului nostru și vreau să spun că în Focșani și în județul nostru, chiar dacă nu există, așa cum bine spune, un sprijin evident al autorităților, există munca a câtorva oameni care ne întâlnim săptămânal în cadrul unui cenaclu și unde încercăm să menținem aprinsă placăra aceasta. Norocul este că există și o revistă ca Salonul Literar și efortul singular și perseverent a unui om care își sacrifică mult din timpul și din, dacă vreți, averea personală pentru a face ceva deosebit. Vorba, nu știu, ai ce face, te apuci de... Da, mulțumesc, e bun. Doamne ajută! Și încă un premiu 3 la proza scurtă, tot de la Suceava, Deceva la Alexandru Seul. Câteodată credeam când vorbă un plan pe acolo, credeam când vorbă din Coreea, ceva, zic, eu de mamă și din Coreea. Dar nu, este în numele lui. Cu volumul Călătorie. Da. La reportaj am avut plăcerea să dau premiul unui domn de la Brăila, se numește Virgil Matei, cu volumul Acasă la Pănuș. E vorba de Pănuș, de acolo? Ca să aflu că, de fapt, domnul Matei are origini în Franța, nu? Da, sunt la Martinești. Dar acum, aproape 40 de ani, am mers la Brăila, am băut puțin apă de Dunăre și... Dragoste la prima vedere, da? Felicit! Vă salută! Doamne ajută! Asta voiam și să spun că sunt de la Martinești, însă între Brăila și Martinești, totuși, tot la Martinești. Mai vreau să spun că volumul meu de însemnă reportaje conține 44 de lucrări de reportaje însemnă. Cu anume semnificație este atâți ani de muncă am. Da. Imaginez dacă aș fi peste 10 ani. Păi de aceea, unde ați ieșit la peziții? Da, de 3 ani. Păi, parcă așa, la 50 de ani se scoate acum? 63. Mulți înainte. S-a lucrat prima la securitate. A lucrat. Da. Avem și premii la poezia și proza pentru copii. Domnul Geo Galetaru, vă dați seama că tocmai de la Timiș nu putea să vină aici. Domnul Geo Galetaru, din Dudești, din noi, Timiș. Da. Și... Da? Oh. Deci ține pregătură. La Piatra Neamț, premiul 2, Victor Stan. Pădurea pierdută în fluier. Proză pentru copii. Domnul Stan, nu înțeleg ce s-a întâmplat. Aseară, pe la ora 8 sau 9, nu, doamna Stan, Palade, care a luat și eu un premiu la poezie, m-au sunat că sunt undeva în pădure. Zic, dar unde e în pădure? De la Panciu spre Soveja, la Valea Câmpului. N-au găsit hotel în Panciu, n-au găsit unde să stea. Și eu eram în baie.
Zic, dar n-am cum să vă salvez, n-am ce să fac. Zic, poate sta, era nuntă acolo. Zic, poate vă dă vreo cam, n-am, n-am mai zis. Deci nu e venită? Familia? Dar nu știu. Au furat mireasa. Au furat mireasa. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Da, da, află. La aforisme, un vechi prieten de-al nostru, care se tot ține de glume, domnul Vasile Ghica de la Tecuți, a luat premiul special al jurului. Cu lucrarea Antrelegris Durin, tradusă de un alt vrâncean, fost elev de-al meu, Constantin Frosin, profesor universitar la Galați. Și domnul a luat premiul și, ia spune, unde ai mai luat premiul? La Franța? În Franța sau Belgia? Am mai luat un premiu pentru autorism la Torino și unul la Bale. Belgește știam eu. Știam eu aici. Apreciești, da. Două vorbe, dar... Te rog, te rog. Sunt plăcut impresionat de ceea ce am văzut astăzi aici. Convingerea mea mai veche este că ierarhizarea indivizilor și a localităților este arbitrată de cultură. Iată ce se întâmplă într-un oraș atât de mic și cu oameni atât de importanți. De mare. Cu oameni dăruiți total cultură. Cartea aceasta a apărut în Franța. Sunt multe lucruri de povestit. Ideea fundamentală este că când reușim să ieșim peste granițe, noi românii suntem și mai dezbinați decât suntem în interior. Din păcate, nu învățăm din ceea ce fac alții. Țiganii, care sunt foarte uniți. Vreau să o citesc câteva vreo. De pe unele frunți și muștele pleacă dezamăgite. Muzica poate face dintr-un suflet răvășit o catedrală. Relația dintre scriitor și critic seamănă adesea cu cea dintre copac și câine. Pe unii scriitori, editorii poartă pe la târgurile de carte doar ca să-i facă de rușine. După festivitatea de premieri, dar nu aici, unii scriitori spun mulțumesc, alții însă ar trebui să spună vota prost. De când lumea, scriitorii se scuipă prin reviste, ziare, întruniri pe la radio TV și se sărută ca rușii la bufet. În unele redacții literare este ca în avion. Unul conduce și celorlalți le este greață. Așa. A existat, se pare, un singur scriitor român care nu a primit niciun premiu literar în viața lui. Se numea Mihai Eminescu. Da. S-a descoperit o soluție pentru evitarea crizei lecturii. Ne vom introduce textele în sticle și le aruncăm în mare. Și ultimul aforism, s-au deschis granițele și pentru scriitorii români. Pot pleca oricând în Spania, la curesc căpșuni. Și premiul 1 la aforisme, domnul Nicolae Petrescu Redi, cu volumul Îngândurări. Vă rog, de la Ploiești, domnul. Felicitări. Vreți să spuneți două vorbe? Vă rog. Câteva aforisme. Sunt bucuros că sunt în Franța și în prima oară când vin. Chiar de zilele orașului, de azi ziua orașului Pacea, pare de fapt că este orașul zilei. Orașul zilei. Aha, orașul zilei. Da. Orașul zilei. Câteva aforisme din cartea care a fost premiată. În piesa Apus de soare, din lemnul scenei, actorii fac turnice. Am lungat din rai, Adam se frământa, Doamne, dar nu-ți mai simțea mâna. Sub soarele copilăriei, limba ceasornicului pare peștișor de aur.
gândea Martin Luther King. Mai bine cu spatele la zid decât la zidurile care ne despart. Stelele cerului pădesc în zori și în amurcul iubirii. Ce sigilul regal a lăsat pe cearea topită zborului ca. Când armele vorbesc, răgușesc preoții. Haina proverbului e veche și întărită cu petic de cer. Euridice, în infern, Domnul Părnera, o veche cunoștință de-a noastră, de la Bacău, de la Urmea, din toate părțile fericite. Și un om de o sensibilitate rară. Poate de asta a încercat să meargă și la schiță. E o carte, o carte mică pentru un premiu mare. Da, o carte mică, dar spune mult. Vreau să vă spun că cu puțin timp înainte de a trece în lumea de dincolo, Ioana Postelnicu, prozatoarea, s-a arătat foarte încântată și bucuroasă că a fost omagiată în timpul vieții. Ceea ce faceți dumneavoastră aici este exact acest lucru și nu pot decât să vă felicit. Eu am trimis cartea așa pentru că, din prietenie mai mult pentru domnul Ușurelu, pornim de la un alt eveniment petrecut acum 2 ani, când, da, într-un fel dezvizolat, se spune, de neatenția băcăoanilor, care, pentru care eu am trudit vreo 20 de ani și am scris primul volum la scriitor băcăoan. Deci, la Bacău, n-am avut trecere, cum să spune. Am trimis cartea la Vrancea și atunci a fost premiată și m-am bucurat asta, că orice scriitor, oricât s-ar smeri, tot are așa, îl râpie orgolul acesta de creator. Eu nu pot decât să vă mulțumesc și să vă doresc să aveți în continuare puterea să duceți mai departe această misiune. La critică literară, un premiu special pentru un om special, alergând după o chimeră, domnul Tudor Cicu de la Buzău. Mulțumesc frumos! Să vă spun două cuvinte. De fapt, am scris această carte în 2013, când am stat 6 zile în Grecia și am făcut 3744 km. Dar cartea am scris-o ca un fel de pseudo-mitologicus, să zic așa, având de la mine cartea celor doi poeți deosebiți, Ion Lazo și Ion Murgeanu. De Ion Murgeanu, cred că știu ce e din partea Moldovei. Și noi știm și prieteni cu Gheorghe Istrate, da, și-au lucrat la registrat. Și am pornit la să-i răspund la o întrebare lui Ion Murgeanu și am scris această carte alergând pe o chimeră. De fapt, eu alergam pe chimera lui Hector și a lui Andromache, ci cel care a ucis, de fapt, Hidra în Argos. Am ajuns până la Argos. După Hercule, de fapt. Dar întrebarea lui Ion Murgeanu spunea așa. A meritat poetul să îndure suferința pentru nesimțirea tuturor? Și eu zic că a meritat, pentru că m-a uimit o întâmplare teribilă. Cei doi poeți, Ion Murgeanu și cu Ion Lefter, plecau la București, de la Fârțănești, Moldova, să ajungă la George Călinescu. Îi scrisese lui George Călinescu, îi trimisese un grupaj de poezie și acesta, pentru un răspuns, îi aștepta la București. Să stea de vorbă cu cei doi poeți. Erau tineri. Au plecat întâi o nopție printr-un morman de zăpadă, printr-o pădure. La un moment dat, un șir de lupi s-au aliniat de-a lungul lor și au început să îi însoțească.
Sigur că la un moment dat ei doi s-au simțit foarte speriați și singurul involt a fost să cânte. Și au cântat cu atâta putere, încât la un moment dat au trecut până ajuns în gară, cântau și în gara de la Frânțănești și s-au trezit chiar la Galați, între de Galați, cântând în continuare de teamă și de frică. Deci trecuseră de lupi, lupii la un moment dat i-au părăsit. Întrebarea e adevărată, de aici am plecat. Și, dar eu am să vă spun și o întâmplare chiar teribilă, care mi s-a întâmplat mie la Corint, în Peloponez. Și e foarte scurtă, am să o citesc, cu asta am terminat. De-a lungul a decurs cam așa la Corint. Îi spuneam eu unor pușchi care ne pescuiau pe acolo, de 23-27 de ani, de fapt erau doi, și am spus, please, Paralia, where is the beach? Paralia, repetam cuvântul plajă în grecește. Nu m-am înțeles. Ori nu puneam eu accentul cum trebuie pe un cuvânt grecesc. Unul dintre ei, un tip care am 23 de ani, cu perciuni până sub berbie, fața scuțită și o leacă, mă sliniu la față, mă întrebă uimit. Turist? Yes. Country? Rumenian? Am vrut să-i spun că sunt român. Ah, Jeeves! Premiul 1 la critică literară, o carte deosebită, la fel de deosebită, muzeu de cărți deosebite, după cum se văd pe bilele de astăzi. Prezenție în Agora Literară, critică literară, Ștefan Teodor Cabel. N-a fost tânăr, eu, e prietenul meu. Da, și al nostru. Și prietenul tuturor. Da. Critică literară, premiul 2, Daniel Nicolescu Bacău, pentru Dreptul la subiectivitate. Da, este un moment important pentru mine, pentru că am o vârstă și Freud spunea că omului îi trebuie un vis ca să poată supraviețui în această realitate. Și acest vis pentru noi este scrisul, este cărțile, este scrisul care ne ajută să alungăm vidul din noi. O altă importanță acestui eveniment constă în faptul că am fost prieten foarte bun cu Dumitru Plico, nu debutase încă cu volumul Patima Muntelui, a trăit toată viața cu această patimă, cu Patima Muntelui, și a plecat în lumea umbrelor, fără să fie înmormântat cu onoruri militare, cu multele patimii. Deci este un scriitor important, din punctul meu de vedere, se scrie foarte puțin despre Dumitru Plico. În Brancea se scrie extraordinar, dar mai în Brancea. Are un volum neoritic. Mai scrie Rotaru. Bine, Rotaru a scris despre mulți brânceni. Da, o istorie. În istoria de da, sigur. Să vă bucurești, nu prea la mare. Nu, are un volum ioritice, căutați-l. Da, da. Este știe mai frumos. Ce mai frumos? Am, în general, toate cu multe, cu autograf. În studenții am petrecut la Negrilești împreună. Zice, domnului Neagul de dumneavoastră și cu ospreiul. Da, păi Neagul vine împreună la festivalul de poezie, la Baclăs. Da, da, și am publicat. După casa memorială, o să vă spun. Am publicat și o film la literar. Da, da, eu mă repis. Am petrecut o vacanță la Negrilești și am fost împreună pe Lăgăuți până la... Deci sunteți brăcean, degeaba ați luat premiul. Este de-a nostru. Încă o dată felicitări și ne vedem la... Vreau să vă anunț că la Bacău, degeaba România culturală înflorește cu toată criza care este. Parcă în raport invers proporțional. La Bacău sunt două manifestări importante. Deci Festivalul Internațional, așa l-a numit Victor Munteanu, de poezie, care are loc pe 23 octombrie, după care urmează toamna bacoviană, organizată de revistul Ateneu, Inspectoratul Școlar și Consiliul Județean. Deci vă invităm la Bacău. Însă iată cultura supraviețuiește în acești, vorba lui Vlăduș Neagu, în acești frumoși mai marilor orașe. Victor Munteanu la Bacău,
Petru Isaie, care tot așa scoate o revistă pe banii lui, mai e Ciobanul la Olănei și iată, se poate, se poate și mai rău, adică. Se poate. De la Bacău a primit o carte singura încărcată la secțiunea tabletă. Doamna Livia Ciupercă a luat loc întâi. De la Iași. E de la Iași? De la Iași. Atunci o răduc pe aici. Categoria monografii. Premiul special al juriului. Un prieten de la Tecuci, Ionel Necula, cu cartea Luca Bițu, Cap limpede la Devălmășiile Cetății. Dar de ce ești așa rușinos? Parcă ne-am mai pupat, da. La bun, foarte. Și... Vă rog. Făcând stântă și cartântă de mărelă. Bine ați venit la Banciu, la Culiță. Da. Nu e nicio aluzie, da. Cu supărare, sigur, după veselia noastră, trebuie să anunțăm, mulți au aflat, cartea scrisă de domnul Ionel Necula despre Luca Bițu este foarte bine primită, pentru că Luca Bițu a fost un scriitor foarte valoros, un cadru didactic universitar foarte, foarte valoros, dar, ca toți oamenii mari, n-a fost privit bine, în general, de oficialități, ca toți oamenii răzvrătiți, că nu îți place ceva, spui, alții tac și le merge bine, sunt membri ai Academiei, sunt membri la fel de fel, cu pensii foarte mari. Luca Bițu n-a tăcut și a spus totul o fu și din cauza aceasta nu e foarte cunoscut nici măcar în Vrancea, unde, știm, a trăit. Pentru că șansa noastră, ca să zicem, a fost căsătorit cu o doamnă din Focșani. Doamna este lângă noi, doamna Bițu, și vă rog să păstrăm un moment de reculegere. Mulțumesc! Ce poate face Festivalul Național de Creație Vrancea Literară în această situație, când știm că suntem, cum suntem sprijiniți de oficialități, se acorde diploma Opera Omnia Post Mortem domnului Luca Bițu pentru întreaga activitate literară și didactică. Pe la activități de tipul acesta, pentru că el a considerat întotdeauna că cine vrea să citească o carte, o citește și atât. Cărțile lui Luca Bițu nu se citesc ușor. Sunt greu inteligibile. Ca să poată fi citit, este nevoie de o persoană care să fie inteligentă, cultivată, care să aibă umor, ironie și autoironie. Despre omul Luca Bițu, poate vor apărea vreodată scrisorile pe care le-a scris și care sunt încă în manuscris. Cărțile urmează să fie reeditate, probabil. A preferat să scrie pe cont de autor ca să nu dă o socoteală decât propriei datorii de scriitor. Și din această cauză ele sunt greu accesibile, atât în forma lor materială, pe lângă de multe ori conținutul lor. Convingerea mea este că mai devreme sau mai târziu se vor găsi oamenii cu calitățile pe care
el le aprecia la ceilalți și pe care el însuși le avea. Mulțumesc că... Domnul Dragan spune câteva cuvinte și domnul... Mărturisesc că am aflat azi că Luca Pițu nu mai este. I-am fost apropiat mai mult decât el ar fi crezut, poate, pentru că era mereu încolțit, pentru că era un om care se simțea liber și care vorbea liber și era un luptător. L-am apreciat foarte mult, îi am cărțile, cred că aproape toate, cu autograf. Nu este o laudă, l-am citit cu pasiune, l-am simțit mereu aproape și am simțit că este o prezență în câmpul cultural românesc de după 1990, de care aveam mare nevoie. Vă mărturisesc că m-am legat de numele lui, de prezența lui, cu admirație, încă din 1983, când el a hotărât să predea editurii la care lucram o carte de eseuri, în 1983, la editura Junina, când, contrar tuturor, cum să zic, rezervelor din editură, pentru că el era deja urmărit de securitate, i-am făcut un referat absolut pozitiv, care a rămas literă moartă, dar pe care l-am păstrat, pentru că atunci eram uimit de erudiția și de simțul extraordinar pentru limba română. Era un joc între cuvântul erudit și cuvântul de sorginte neauși. Era un tip cu spirit extrem de acid, un om care m-a impresionat mereu prin tenacitate, prin voință, prin dorința de a spune adevăr. Mărturisesc că îi voi păstra o memorie neșterbită în inima mea, în sufletul meu, și voi face tot ce se poate pentru memoria scriitorului extraordinar de penetrant, de aproape pentru mine, Luca Pițu. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Tot la capitolul monografii avem și un premiu 2, doamna Mariana Belisar Codrescu din Pașu, cu povestea adevărată a străbunicilor Sapte Oraș cu Jiș Mitrache Belisar. De unde aflăm, vă rog, de unde aflăm că, de fapt, este într-un fel sau altul rudă cu Eminescu? La început aș vrea, sincer, să transmit felicitări din toată inima celor care au răbdarea, sensibilitatea și inteligența să se aplice asupra atâtor texte ca să aleagă câteva premii. Îi felicit din toată inima și le mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră că sunteți prezenți aici și aș vrea să spun că eu n-am regretat deloc că am întârziat puțin pentru că am admirat plaiul dumneavoastră mioritic pe care Lucian Blaga l-a descris cu atâta artă în trilogia culturii, evocând cele două metafore de la începutul baladei, pe un picior de plai, pe o gură de rai. Sunteți fericiți! Iar Mircea Eliade, filozoful care a trăit în străinătate, reluând textul lui Blaga, a interpretat Miorița uimitor de profund răspunsul ciobănașului. Iar tu de umor să nu le spui lor, să le spui curat că m-am măsurat cu o mândră crăiasă a lumii mireasă. Mai departe le știți versurile. Și când veți fi bunici ca mine, să le spuneți nepoților. Eu de la tată n-am știut și nu le-am uitat niciodată nici celelalte balade. Aș vrea numai din cartea mea să vă arăt două
ființe nobile, celebra mamă a poetului, Raluca Eminovici, frumoasa și blândă mamă, și distinsa călugăriță, Olimpiada, soră cu Raluca, cu aceste două ființe nobile, am aflat și noi târziu, și târziu am îndrăznit să scriem, după ce Ion Roșu, pe care vă rog din inimă să-l citiți, a murit tânăr. Lăsăm cartea aceea, legendă și adevăr, din viața lui Eminescu, foarte frumoasă. El a mers peste tot, s-a documentat la Mănăstirea Agaton, pe care o vedeți pe coperta mea. A fost apoi la arhivele de la Botoșani și a găsit documente autentice, încât ceea ce spune memorialistul numărul 1 al lui Augustin Zenefoc și al lui Călinescu, Matei, fratele poetului, e adevărat. Străbunica mea, Sarta, este soră cu aceste două distinse doamne, era tot din familia Iurașcu. Probabil că părinții voiau să o trimită direct la mănăstire. Ea l-a întâlnit pe acest Dimitrie Velisar din Bacău și s-a căsătorit legitim. A avut trei copii și unul dintre ei, bunicul meu. La scrierea acestei cărți am folosit bibliografia cunoscută și vă doresc să rețineți, asta voiam să mai rețineți, ce frumos spune Mircea Eliade, dând versurile din Miorița, celebrul răspuns al ciobănașului dat Mioriței, spune atât de frumos: aceste versuri transmit genialitatea poporului român. Prin urmare, suntem un popor pe care mulți poate nu ne admiră cum trebuie. Este expresia aceste două volumi, Liceului Slavici, deoarece la poarta mănăstirii Putna găsiți scrisoarea de la Viena a studenților Ion Slavici și Mihai Eminescu. Iar la București, când Eminescu era atât de bolnav, în cei 6 ani, după ce s-a îmbolnăvit ca Iisus Hristos la 33 de ani, stătea chiar la Slavici. Să rămână aici. Nu fac o povestire, să știți, atât că o profesoară de română se poate pricepe, dar vă mulțumesc, meritați felicitări, aveți foarte mult. Sunteți un model, sunteți un model, doamnă. La teatru, premiul 1, Aneta Pioară, nu este? Este, este. Este? Este. Felicitări, doamnă, să fiți tare, să mai scrieți romane, mi-ați trimis și roman, poate la anul îl înscriem în concurs. Stimat auditoriu, mă bucur să mă aflu aici, în acest liceu, care poartă numele Ion Slavici. Mă bucur să vă cunosc pe dumneavoastră, ambasadori ai cuvântului scris, al limbii române, al națiunii noastre, dacă se poate spune așa, peste toate granițele. Mulțumesc din suflet, nu vreau să mă întind prea mult, jurului care s-a plecat cu atâta răbdare asupra cărților primite aici, și a premiat. Eu cred că dacă președintele jurului de la Vrancea Literară ar fi fost un politician la vremea de astăzi, nu aș fi fost citat aici. Primeați și plicuri dacă era politician. Nu vă spun mai mult, dar dacă ăsta nu am, nu mai am. Acum observați, doamna Pilarea este profesor.
de literatura română. Se simte, se simte. Și sunt de pe Valea Râmnicului. Nu zic că sunt nici de la Dumitrești, Vrancea, nici de Râmnicul Sărat. Sunt de pe Valea Râmnicului. Vă mulțumesc. Valea Doare, la noi Valea Râmnicului. În încheiere vă spun surpriza cu străinătatea. Nu? Descoper printr-o minune sau printr-un prieten că un Tom Valeriu Churchill din Hamilton, Canada, scrie versuri și scrie versuri foarte frumoase. Eu le știu că avea volume interesante, dar Churchill, familia asta am sunat cunoscută, mi-a zis că ăsta trebuie să fie de pe la Mobilița, pe unde m-am născut eu. Și culmea culmelor, omul scrie și spune că el știe foarte bine satele acestea, Mobilița, dar că s-a născut la București. Dar unchii lui toți și verișorii sunt în Mobilița, de unde sunt eu. Îmi trimite volumul care din Canada ajunge la mine în 3 zile, iar de la Râmnic în vreo 4. Și poezii de excepție. Ia premiul special al jurului pentru volumul, rețineți, Durere Românească. Și o altă surpriză, tot pe internet, pe urmă am reușit să găsesc cartea undeva la Brașov. Au fost elevă de-a mea, 5-8 la Focșani. Plecat, a terminat filologia, s-a dus la lucru în Italia, ca să poată trăi, să întrețină copiii, pentru că soțul a lăsat-o și a mergat. O fată frumoasă, deșteaptă. Mă uit pe internet, Liliana Angelușă. Asta e eleva mea. Mă uit, mai n-am mânut. Și dau, într-adevăr, eleva mea, de la școala 3 din Focșani, cu 100 de ani când predam eu acolo. Și roman, publicat la, nu la Cartea Românească, la cealaltă a lui, cum îi spune, aia, Boierii Minții, cum? Humanitas, da, la Humanitas. Băi, dacă e publicată la Humanitas, înseamnă că e ceva. Și o găsesc la rău. Cartea se cheamă Cireșe Amare, un roman, durerea unei femei plecată singură în lume. Ce se poate, ce minun. Bine, noi ne închipuim cam ce poate păți o femeie singură în lume, dar ea le spune pe direct. Și, sigur, premiul special al jurului. Nu putea să vin aici. Domnul Eugen Ungureanu, dacă vrea să spună ceva, domnul Eugen Ungureanu are televiziune, sau unești, televiziune literară, vreau să mă anunț rubrica literatură. Că am deschis, pentru că am văzut, am găsit o nișă, să-i spunem așa, am participat la multe lansări de carte și am văzut că mai trebuie ceva. Acel ceva este o televiziune literară. Da. Și am zis, dacă tot am posibilitățile să fac într-o inițiativă proprie, cu o finanțare proprie, o televiziune literară, de ce nu? Da. Eu zic că noi am inaugurat, să spunem, această televiziune pe care o veți preventa în mod sigur online. Pentru că am zis că e păcat să cheltuim banii pe aparatură analogică și să dăm să fie o televiziune literară doar a Oneștiului. Și atunci ne-am gândit că online este mult mai bine. Deci o să vă rog să vă notați, să memorați ușor televiziunea literară.ro. În acest an m-am consultat cu redactorul șef, probabil foarte mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți pe domnul Cornel Galben, să ne trimiteți lucrările dumneavoastră și să dăm un singur premiu care nu va fi doar o diplomă care cunoaștere a televiziunii literare, ci și un premiu substanțial în parte. Eu sper să fie pentru noi toți un început frumos, un început bun, mai ales că domnul Galben are o experiență în domeniu, eu pochetez așa cu literatura, probabil pot să scriu și o carte de poezii ca să-mi integrez mai bine lumea dumneavoastră.
Și tot cu permisiunea dumneavoastră o să fac o mică glumă vis-a-vis de aceste premii oferite și sper să nu se supere domnul Șurel. La așa un juriu mare se dau... Cum? Da, te rog, dă-mi textul ca să nu uit, să nu greșesc. Noi am mai comunicat, cred că o să scoatem un dialog așa de pe scaunele din spate, o să-i dăm un titlu. Dar ai găsit, da? S-a făcut literatură aici, în spate. Am aici. Așa. Pentru asta l-am chemat aici, ca să da, da, da. Cred că acum pagina este, da, imediat am găsit. La așa un jur mare, monoton și cam pestriți, se dau diplome. Dar oare nu ar fi mai bun un hibriț? Domnul primar, doamna Mariana Stratulat și eu vă invităm acum în camera alăturată, unde probabil că este la epigrafe libere, dar înainte de asta, premianții aș vrea să facă o poză pe vârsta. Aici, 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 aici